Hello, hello, bine ați revenit pe minunatul meu canal de YouTube și astăzi, după cum bine așteptam cu toții, vom face din nou un haul, un big haul Timu, așa cum știați de fapt și înainte de toate vreau să bușez butonul ăla de like, subscribe și de abonare la canal pentru a fi notificați de fiecare dată când primiți un clip nou de la mine pentru a-l vizualiza. Așa că hai să nu mai sunăm taclale și să ne apucăm să îl desfacem. O să vă las oricum și un cod de unde, bineînțeles, voi veți primi reducere cu codul meu pe care o să vi-l las și inserat și să intrați și în descriere. Și să nu mai stăm la taclale, că eu am desfăcut deja coletul. Ta-da! Și voi începe cu primul lucru de care sunt foarte atrasă în această viață, pentru că este o păturică. Stați! Bună! Bună păturică Fluffy! Uf. Și hai să o desfacem aici împreună. Vai de mine cât de moale e și este albă și stați să nu mă ating de microfon. Stați să mă ridic. Oba! Să vă arăt că pe o parte este așa, cu model, iar pe cealaltă parte, ia uitați, ia! Cozy! Oba! Bună, sunt eu aici, eu în păturică, pentru că afară tot e frig! Și aveam nevoie de o păturică în viața mea. Așa că, hai să punem pasta, că este singurul produs pe care eu l-am desfăcut. Pentru că nu mai puteam de nerăbdare să văd cum arată păturica. Așa că o să-l punem aici. Ui! Și hai să începem cu desfacerea pachetelor. Pentru că vreți să vă mint că nici eu nu mai știu exact ce am comandat. Hai să vedem ce aici. Fiți atenți. Mi-am comandat pentru încălțăminte punguțe. Și sunt 1, 2, 3, 4, 5 punguțe. Și aici poți să și vezi modelul pe care l-ai pus tu în punguță. Și mi s-a părut foarte mișto pentru că eu tot păstrez pungile vechi pentru încălțări sau ba chiar în gen, sunt aruncați pantofii și așa mai departe și mi s-a părut foarte drăguță ca să fie mai igienic totul în dulap. Mergem mai departe cu toilet brush. Hai să vedem cum arată aici toilet brush, pentru că eu știu cum arăta pe poză, dar sunt curioasă acum și cum arată în realitate. A trebuit să-l asamblez. Bună! Stați un pic. Aha, aha. Stați. Ăsta, fiți atenți să se agațe. Am găsit prima mișcare. Uite aici. Iar asta trebuie să o facem mai mare. Și poți să o pui direct de perete. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant și practică. Pentru că este chestie albă, micuță și să speli toaleta. Hâț! Uitați-o ce simpatică e și micuță, așa. Gata. Punem toilet brush here. Hai să vedem ce am mai luat. Am luat niște casolete, dar întrebați-mă de ce le-am luat, pentru că nu știu. Sigur m-am gândit eu la ceva când le-am comandat. Stați un pic. Iar se aude. Frigiderul meu. Perfect. Așa. Cam așa se prezintă. Uitați-le. Eu acum nu știu exact ce voi pune în ele, pentru că eu știu sigur că m-am gândit la ceva de ce să le iau. Doar că acum trebuie să mă gândesc ce trebuie să pun în ele. Dar mi s-au părut foarte drăguțe și foarte practice. Mai ales că cutiuțele întotdeauna ajută la ceva și acum că am renovat și balconul, pot să pun chestiuțe de pe balcon în treaba asta.
Mergem mai departe. Ok, hai, că am scos așa mai multe. Am luat epilator. Nu e ca și când aș avea cine știe ce nevoie de acest epilator, dar abia aștept să-l testez pe iubitul meu. Arată cam așa și tu inițial trebuie să freci. Stați. Băi, ești nebun? Voi... Deci eu am niște puf, da, pe mână, că am făcut epilare definitivă până aici. Bă, mi-am luat puful. Ioi! Care-i logica? Că nu mă doare, nu mă agață. Oh, nu mai am deloc! Nu, nu vine să cred. Nu știu dacă nu vedeți, că eu nu sunt oricum păroasă. Oh my God! Doamne! Șoc! Wow! Big like, nu, big like. Nu mă așteptam, l-am mai văzut pe ăsta și în România. Nu l-am luat, dar scrie pe el că este high quality, credeți-mă, high quality, clar, pentru că mi-a luat puful de pe mână instant. Oh, Doamne! Este recomandat să-l folosiți la 2-3 săptămâni. Genial! Am luat o chestie de-asta pentru păr. Pentru că rici, pentru că... Uitați-o! Și e așa frumos, ori covorașul, ori canapeluța și strângi frumos părul după unde este el. Așa că îl punem pe ăsta aici, că o să mai întrebuiască ăsta, da. O, Doamne, stați o secundă. Nu-l vedeți, nu? Uite, uitați-l, mă. Bă, băiatule. Cățelușul meu se pare că este obositare. Am cumpărat treaba asta, care deja știu pentru ce este. Este să o pui la bucătărie, la chiuvetă și să se adune acolo toată mâncarea și toate chestiuțele nașpa de care ți-e scârbă inițial să te apropii. Așa că am luat una să o pun și eu. Am luat din nou o pensulă. Și de ce am luat o pensulă? Nu că n-aș avea, doar că... Eu v-am tot zis de astea că mi se par foarte ok. Așa, stați. Vedeți? Astea subțiri, să-mi fac eu frumos sprânceana, pentru că dungă de tuș nu fac, dar sprânceana ies. Like. O punem frumos și pe ea? La make-up. Mi-am luat pietre. De ce mi-am luat pietre? Pentru... Pentru că vreau să îmi organizez frumos o rochie, să o fac pe gustul meu, așa că pe gustul meu era cu pietre și a trebuit să achiziționez pietricele. A, fiți atenți, aici este punga cu pungi, dar sunt căpăcile din acelea să le pui pe ăsta, cum îi zice, pe farfurie, pe chestii, nu? Alea erau. Da. Uitați, știți ce zic? Și acoperi tu frumos platoul. Hâț! Gen. Asta e farfuriuța. Am pus-o. Bine, am pus-o prost. Înțelegeți voi. Am pus-o și am băgat-o la frigider. Foarte... Foarte practice asta pentru mine, pentru că nu mai stau să pun ori capac, bine, capac la ciorbă, da, dar capac la o salată și așa, nu vine să mai pun sau să pun o altă farfuriuță mai mică peste. Mi-am ușurat treaba. Lame faciale. Mi-am achiziționat și lame faciale pentru că eu le folosesc pentru mustață și la sprânceană. Dacă faci epilare definitivă, e de preferat să ai o lamă de asta facială. Uitați-o, e o linguriță cu pisică. Stați un pic.
Stați. Bună, lingurice cu pisicuță. Uitați-o, bă, ce simpatică e. Nu? E foarte drăguță. Chiki-chiki. Miau-miau. E miau-miau aici. O băgăm înapoi în asta. Hei. Stai aici. Mai avem fundițe pentru unghii. Uitați-le, sunt galbene, dar cred că dacă le dai cojă poți să le faci tu ce culoare îți dorești și inițial o să-i dau roxănică-i dacă vrea să-și pună, o să-mi pun și eu așa la mișto o fundiță de-asta pe unghiuță ca să văd dacă stă, că dacă n-am unghii false, nu prea o să stea. Am mai luat un set de pungi, de ce? Pentru că de obicei îi mai pun al meu la pachet și am nevoie de pungi, pungi cu happy face, să fie fericit când îi dau mâncare la pachet. Fiți atenți, o să testăm asta într-un clip viitor, pentru că am tot văzut-o, este să-ți faci dungă de tuș. Cam așa se prezintă, vedeți? Și o pui tu frumos aici sau așa și tragi dunga și trebuie să văd exact cum, miau, miau, hau, hau, dar foarte interesantă. Pentru persoanele care nu știu să-și facă o dungă de tuș bună, eu sunt. Ia, cum zice asta, să o pui? Uite așa. Așa ca să-ți faci dunga de tuș. Acum nu o să încercăm? Ba da, o să încercăm și noi să vedem dacă merge să ne facem dungă de tuș. Hăț. Mai avem aici, stați un pic, un de-asta, cum îi zice... Zi să-i zic, îmi scapă. Un organizator din acesta în care vreau să pun chestiile de pe balcon pentru că curățenie, pentru că trebuie să le pun. Într-un ăsta mai am produsele astea ale mele de make-up, așa că le lăsăm aici. Mi-au venit niște pliculețe din acestea în care poți să spui tu ce-ți dorești. Eu i-am luat inițial pentru bani să-mi stea mai bine bănuții aici. Punem aici. Hai să vedem ce mai avem. Mi-am cumpărat un beauty blender pentru că îmi trebuie, pentru că make-up. Și hai să vedem ce avem aici repede. Hăț. Este o... Stați ca să o desfacem inițial. Stați să-mi iau cutterul. Haide, desfă-te. Este să pui prăjiturici sau fructe. Acum eu nici nu-mi dădeam seama, sinceră să fiu, cât de mare este. Așa că vom vedea împreună cât de mare este această chestie. Ce, mama? Ce are mama aici? Mami, are o grămadă și o pingăreală? Nu e mama nimic. Uite. Ups, ce-a căzut? Nu știm ce-a căzut, dar vom afla. Ia să vedem. Cum punem noi? Ăsta sigur trebuie să stea sus. Nu? Da. Ăsta aici ar trebui să stea. Nu? Te rog. Încă unul. Ăsta e de jos. Ăsta e de la mijloc. Da. Ia. Asta îmblând chestii. Nu l-am pus bine. L-am pus pe la mare. Nu, trebuie să-mi pun farfuruța mică. Stați un pic. Să vedem dacă e și drăguț. Chiki, chiki. Ok, așa prima dată. Prima chestie. Mergem pe următoarea, care mi se pare super ușor de asamblat, pentru că de curând mi-am luat dulapurile de la IKEA și eu nu am știut să asamblez. N-am putut, nu că n-am știut, că am văzut eu tehnica, dar n-a funcționat cum trebuie. Eu, și ăsta? Și ăsta așa în aer? N-are logică în capul meu. Păi și ăsta? Error. Am
mai achiziționat? Ce-am achiziționat? Clame! Clame de păr. Pentru că sfată și pentru că scuze că vă fac atâta zgomot. Așa. Ia uite-le. Vedeți? Clămițe pentru păr. Uaf! Și mai mică și mai mare. Uaf, uaf, uaf. Ia uitați ce drăguțe sunt. Hai să scoatem una de aici. Să vedem mâncare cum e. O să o luăm pas. Uț! Ia uite! Și toate sunt așa. Ia! Luăm frumos părul. Și... ta-da! Gata! Mi-am făcut și freza. Perfect! Le punem și pe ele aici la purtător. Stați un pic. Trebuie să le ascundem pici picolo. După aia să ne organizăm să le punem la loc. Mi-am luat o șapcă. De ce? E de că așa am vrut. Am zis să-mi iau și o șapcă deschisă la culoare, că știți că mi-am luat pe gri. Așa că avem șapcă și pe bej. Dați un pic că mai avem aici ceva. Wow! Stați că nu o să pot de clamă. Așa. Hey girl! Am și o problemă cu șepcuțele, gen, nu știu care e problema mea acum cu șepcile, dar îmi plac șepcile. Hai să vedem ce mai avem aici. Alte agrafe, adică cleme. Dar vin foarte frumos, că vin ambalate și în asta și în asta, știți ce zic? Wow! Ia uitați! Wow, ce frumoase sunt! Maro, bej și neagră. Îmi plac, îmi plac. Ne gustă. Așa. Sigur mai am o agrafă, că a fost nebuniciune pe ochii mei când am văzut câte cleme drăguțe. Wow, ce drăguțe și tu. Ghici, 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 ghici. Foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Și asta presimt că tot așa. Mi s-a lipit fărul de cap. Ia, luăm o șuviță de aici. Una de aici. Și... hâț. Gata. Perfect. Foarte drăguț. Foarte practice aceste clămițe pentru că îți prinzi părul repede și nu-ți pasă de cum îți stă freza. Stai că mai am o chestie, dar vreau să o las, cred că ultima. Hai să vedem ce mai avem aici. Altă clamă, sigur. Mamă, câte pungi am făcut iar. Mamă, vai, știți cât de frumoasă e asta? Stai un pic. Am văzut-o tot așa la H&M, foarte scumpă. Ia uite-o. Stați, focus. Și este din metal. Dar este foarte, foarte frumoasă. Oh, mi gusta. Așa, aici mai avem ceva. Powder puff. Bureței, i-am luat de data asta de pe Temu, îi folosesc, îmi plac maxim, o să le dau dacă e și fetelor. Hop, îi pun aici, decât să îi mai spăl și să-i chinui pe săraci bureței, mai bine cumpăr unii noi, zic și eu. Aici avem o agrafă fundiță. Pentru că știu deja ce am cumpărat.
Deci, uitați-vă puțin. Stați focus. Și o pui așa, tot așa frumos aici în păr și se vede ca o fundiță. Hello! Hello! Foarte frumoasă. Pune și voi aici. Și aici ce mai avem? Altă clamă, fă Corino. Altă clamă. Știți pentru ce se pare că am luat ăsta? Să-mi pun clamele, să le înțelegem. Că e clar că voi avea ceva clame. Ia uitați-o, plină de inimioare. Și tot așa, o pui frumos așa și se văd inimioarele. De obicei, agrafele astea, clamele astea deschise la culoare se văd foarte bine pe un păr brunet sau șaten. Pe blond nu prea ies în evidență, ies cele negre. Mai avem ceva aici? Mai avem și aici. Hai să vă arăt asta, că tot m-am uitat așa la el. Să vi-l arăt, acum să nu vi-l arăt. Este un top care se prezintă cam așa, uitați-l, și la spate este așa. Mi s-a părut foarte mișto și are și chestie de asta, așa că hai să-l pun pe mine puțin și revenim imediat. Cam așa se prezintă topul din față, este foarte frumos, chiar vine giugiuc și la spate are treaba asta, să poți să ți-l pui și să ți-l strângi cât de mult îți dorești tu. Foarte frumos. Dacă este ceva ce întotdeauna mi-a plăcut, sunt topurile astea. Îmi plac maxim. Și hai să vedem ce am mai comandat aici. Ah, ok. Am luat asta să-mi pun pensulele. Știți ce zic? Stați un pic. Gen? Să ți le pui așa frumos aici? Ia. Astea de blending aici, astea pufoase aici, alea micuțe aici. Eu așa m-am gândit, ca să nu le mai caut ca disperata. Dar mi se pare foarte frumos. Cum vi se pare? Ia uite-l. Și încă un lucru pe care nu l-am avut în comanda asta, ci în cealaltă comandă, pentru că mi-a venit mai devreme, este această oglindă. Care este pe touch, dacă nu mă înșel, dar trebuie să o bag eu la încărcat. A, uite. Are aici cablu USB și după aceea tu îi dai drumul. 2. Vedeți? Uite! Bombă! Și se vede foarte frumos, să știți. Și în oglinda asta. Și aici poți să spui tu câteva chestii foarte drăguțe, ce ai tu nevoie la îndemână. Vedeți? Practică. Stați și să opresc. Nu. Acum am oprit-o. Gata. Acestea sunt produsele pe care le-am comandat de pe Temu. Eu vă super mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu, sper că v-a plăcut, lăsați-mi în comentarii să-mi spuneți ce produse v-au plăcut cel mai mult din comanda de pe Temu, așa că vă rog frumos să nu uitați de codul de reducere dacă vreți să vă achiziționați ceva, că eu v-am mai zis vouă că la Temu față de ăsta la altul trebuie să ai voucherele astea, știți ce zic, care sunt mai mari, dar în fine. Cam asta a fost vlogul, sper că v-a plăcut, vă super îmbrățișez, ne vedem data viitoare și vă super pupicesc. Mua! Bye!